Dezbatere finală cu privire la planul de mobilitate urbană durabilă a municipiului Câmpina. Aceasta a avut loc ieri la primărie. În cadrul discuțiilor au ieșit la iveală mai multe dintre problemele cu care se confruntă municipiul. Propunem ca municipiul Câmpina în anul 2020 să aibă un sistem de transport eficient, sigur, accesibil pentru toți locuitorii, care sprijină dezvoltarea economică cu impact minim asupra mediului. Astfel, pentru a atinge această viziune, au fost identificate 4 obiective strategice, respectiv accesibilitate, siguranță, dezvoltare economică și mediu, toate conducând la creșterea calității vieții. Iată că de la 2010 până în 2016 deja au început să apară aspecte care trebuie incluse, în afară de tot ce înseamnă strategie, iată și planul de mobilitate urbană. Avem și rețeaua de străzi care urmează să fie și ea completată cu noi proiecte. Avem în faza actuală un plan urbanistic de dezvoltare a rețelei de drumuri în zona Alinului, în zona rezervoarelor, care va avea la rândul lui o zonă de piste de biciclete, pista de biciclete care urma să preia și zona de agrement de la Fântâna cu Cirești să se realizeze un circuit. O altă problemă identificată cu ajutorul planului de mobilitate urbană este cea a locurilor de parcare. O insuficiență a locurilor de parcare. Uite să dau un singur exemplu. În spatele blocului de la Milia, pe strada Griviței, acolo, acel colț de stradă cu George Valițu, parcă este o mare aglomerație de mașini. Noaptea, fiecare încearcă să parteze pe undeva, sunt mult prea puțin locuri de parcare, se mai partează și pe trotuare. Tot în cadrul dezbaterii, edilul șef al municipiului a declarat că se gândește serios la înființarea unui transport public local, care să fie la cele mai bune standarde.